domnilor și doamnelor profesoare, dragi elevi, onorat auditoriu. 14 mai 2018 este o zi aparte. Și aceasta pentru că în acest an, pentru prima dată, putem să ne bucurăm de ceea ce s-a întâmplat pe data de 30 mai 2017, când a fost promulgată legea prin care 14 mai devine ziua națională în care este cinstită memoria martirilor români din temnițele comuniste. O temă grea, dar care constituie, cred eu, o datorie de conștiință a tuturor creștinilor care vor să își facă din aceste modele repere, care vor, prin pilda de viețuire a acestor oameni, să își înscrie viața într-un urcuș duhovnicesc. O personalitate monumentală ca părintelui Sofian Boghiu, membru al Rugului Aprins, această mișcare de simbioză între cult și cultură, care a marcat spiritualitatea secolului al XX-lea, constituie, credem noi, o cale eficientă pentru a ne face o idee cu privire la dimensiunea Sfintei Jertfe pe care acești oameni au făcut-o în acea vreme în care tentaculele regimului comunist, ateu, își făcuse simțită prezența la toate nivelurile și straturile societății. Prin modul în care ei au reușit să găsească răspunsuri, să își asume rolul și responsabilitatea de creștini, putem și noi astăzi să găsim răspunsuri la provocările timpului nostru, pentru că până la urmă este foarte ușor să ridicăm din umeri și să spunem că în timpul unui regim totalitar nu poți să găsești o formulă de rezistență, de opunere, pentru că asta presupune anihilarea ta socială, evident, și din sfera culturală, poate chiar fizică. Dar dacă stăm bine să ne gândim, aceste provocări, sigur, nu în totalitate, dar o mare parte din ele, există și în viața noastră a contemporaneității, mai mult decât atât banalitatea, cum ar putea fi altfel, luptei dintre bine și rău, care ne duce chiar la singurile existenței de zi cu zi, nu va pieri niciodată. Tocmai de aceea, în momentul în care facem aceste acte comemorative, învățăm noi, prin pilda lor, care ar trebui să ne fie întrebările corecte și cum au reușit ei să găsească răspunsurile la capcanele timpului. Recuperând memoria acestor oameni, învățăm noi care ne-a fost coloana vertebrală, care ne-au fost modelele, personalitățile care ne dau nouă substanță și greutate. Fără recuperarea în lumina adevărului, fără edulcorări, a acestor personalități, nu vom ști niciodată să răspundem corect la întrebarea fundamentală: cine suntem? Rugul Aprins este, așa cum am spus, o mișcare care a reușit să coaguleze intelectualii laici și intelectualii clerici, ceea ce i-a dat o configurare aparte, unică. Mai ales că acest lucru se întâmpla, așa cum am spus, sub ochiul vigilent al securității. Despre ce anume înseamnă această mișcare, Rugul Aprins? Despre cum trebuie să înțelegem teologia acestei sintagme, Rugul Aprins? Ne va vorbi părintele profesor dr. Ionuț Rusu. Mulțumesc.